Adrian Bughiu a revenit blindat de amintiri de pe Șucru Saraceoglu. Directorul adjunct al direcției a avut un loc special pe stadionul lui Fener, de unde a urmărit pe viu victoria României 1-0 contra turcilor. Am stat chiar în mijlocul galeriei. A fost o experiență nu inedită, pentru că obișnuiesc la meciurile echipei naționale să merg, dar a fost interesant. Eram pentru prima dată pe stadionul lui Fenerbahçe. Impresionant. Cel mai mult Bughiu a fost impresionat de modul în care turcii și chiar românii, și nu puțin la număr, și-au încurajat favoriții. Și mi-a plăcut duelul galeriilor. Galeriile stăteau în părți opuse, la peluzele opuse, și aveau un spectacol, bănuiesc, regizat dinainte, se completau reciproc, o chestiune foarte, foarte interesantă, de la care probabil și galeriile noastre ar trebui să ia aminte. Golul lui Grozav a fost trăit de directorul adjunct al direcției într-un mod special. Grozav. Am trăit golul Grozav. Era exact ce așteptam înainte de pauză. Echipa a început, așa cum a spus și dumneavoastră, timid, au fost niște sincope. Dar golul probabil a constituit descătușarea. Bughiu nu se va opri doar la partida de pe Șucru Saraceoglu și merge chiar pe Național Arena pentru a susține Naționala în tentativa de a stoarce portocala mecanică. Vedeam o declarație a lui Gică Hagi, care spunea că în momentul în care echipa României joacă acasă, nu se poate numi că pleacă din poziția de outsider. Și așa este, dar eu zic că un punct ar fi bun în meciul cu Olanda, inclusiv pentru moral.